Așa, domnilor, punem lecția la clasa 11-a. Zi-mi, te rog. Fie funcția F definită pe R cu valori în R. Fie F definită pe R cu valori în R. Și F de X egal cu X la a treia. F de X egal cu X la a treia. Plus 3X pătrat. Da. Plus 4X minus 2. Așa. Și este întrebarea, dacă există f la minus 1 derivată punctul 6... Deci întrebarea este, dacă există f la minus 1 f la minus 1 totul derivat. Totul derivat. În punctul 6. În punctul 6, egal cu cine, nu? Da, și da, în caz afirmativ se calculeze. Se verifică dacă există. Așa. Și se calculeze. Așa. Ia să vedem ce idee ai tu, dacă... Avem așa că funcția f compusă cu f la minus 1, da. F compus cu F la minus 1 aplicat asupra lui X este egal cu X. Este funcția identică. Da. Da? F compus cu F la minus 1 aplicat asupra lui X este egal cu X. Și acum, derivăm și stânga și dreapta, da? Și echivalent cu F compus cu F la minus 1 aplicat asupra lui X, da? Derivat egal cu partea dreaptă cu X derivat. Adică ar fi echivalent. Cum se derivează funcția compunerea două funcții? Deci argumentul F compus cu G totul derivat este egal cu f de g de x derivat înmulțit cu g derivat de x, nu? Deci este f de, se derivează dinspre exterior spre interior. Deci f compus cu g totul derivat face f derivat de g de x înmulțit cu g derivat de x. Da? Și acum, în cazul nostru, să luăm un exemplu așa ca să înțelegem și mai bine. Uite, dacă zic așa, radical indicii 3 din 2x la 3-a plus 2x pătrat plus x, totul derivat, ar face egal mai departe cu... Ce este supra? Mai întâi învelișul exterior îl derivăm. Adică radical de ordine 3. Da. Da? Deci vine radical de ordine 3 din 2x pătrat plus x totul derivat înmulțit cu... De x cu argumentul, ci sub radical derivat, înmulțit cu 2x pătrat plus x derivat. După cum am și vorbit aici, nu? Funcția exterioară e radical din, de ordine 3, iar da. Funcția care urmează în etapa următoare, g-ul, este 2x pătrat plus x. Mi s-a dat la clasă că mai întâi se derivează argumentul și apoi toată funcția. A, dar tot aceeași lucru. E tot aceeași lucru, e comutativitatea la mulțire. Băi, mulțirea e comutativă, da? Da? Deci nu e nicio problemă. Eu merg pe ideea asta ca să văd cu cine mă întâlnesc la început. Cu funcția din exterior. Da. Deci mă întâlnesc, așa tu trebuie să vezi care e miezul, că pot fi 3-4 funcții compuse în interior acolo. De așa se derivează dinspre exterior spre interior. Concret, să terminăm povestea asta, e cam mai departe cu radicalul derivat care face 1 supra... 1 supra 3, o radical 3 din 2, x pătrat plus x totul la pătrat. Totul la pătrat. Înmulțit cu...
4x plus 1, da? Hai să mai luăm încă una, să înțelegi și mai bine mecanismul. Deci dacă ți-ar spune așa, f de x, funcția pe care o dau, este sinus la 3 de radical din x plus 1 supra x minus 1. Deci sinus la 3 de radical din x plus 1 supra x minus 1. Deci f derivat de x ar fi așa. Mai întâi, asta din exterior. E putere, funcția putere. Înseamnă că funcția puterii se derivează din 3 sinus pătrat de toată șmecheria care e acolo. X plus 1 supra x minus radical x plus 1. Înmulțit cu. Am derivat de-ar bea puterea. Am mulțit cu sinusul derivat acum. Deci următoarea funcție care urmează e sinusul derivat, care înseamnă cosinus de toată șmecheria lui. Cos de radical din x plus 1 supra x minus 1, înmulțit cu, urmează radicalul derivat. Radicalul derivat înseamnă 1 supra 2, de data asta, da? 2 radical din x plus 1 supra x minus 1, și înmulțit în sfârșit cu fracția derivată. Da? Adică x plus 1 supra x minus 1, totul derivat, care înseamnă ca o fracție. Prin numărătorul derivat, numitorul nu știu ce, nu știu cum. Deci, Andreea, țin să precizez foarte tare chestia asta. Deci, mergem dinspre exterior spre interior. Da. Iată, aici sunt vreo patru funcții. Funcția puterii, funcția sinusul, funcția radicală și funcția fracției în compunere. Da? Și atunci, am avut grijă să văd în felul ăsta, da? Acum, în cazul ieșiților de mai înainte, mă întorc, după ce am văzut treaba asta, și conform acestei idei, la compunerea la înseamnă f derivat, nu? Deci ar fi f derivat de f la minus 1 de x, f derivat de f la minus 1 de x, înmulțit cu f la minus 1 de x derivat. Deci f derivat de f la minus 1 de x, înmulțit cu f la minus 1 derivat de x. Egal cu cât asta? Cu x-ul derivat care face cât? X derivat face 1. Deci, aici mă urc. Deci, compunerea două funcții, derivata compunerii a două funcții, înseamnă derivata exterioară mai întâi, cum am văzut acolo, nu? Exterioară, deci f-ul derivat de tot ce are el, de f la minus 1 de nu știu ce. Da? Ce înseamnă f de f la minus 1 de x? Adică facem derivata așa asta și în derivată nu o să punem x, ci o să spunem f la minus 1 de x. Că vezi, zici f derivat de f la minus 1. Nu e simplu x, ci f la minus 1 de x. Cum noi avem pe f de x cât este? F de x egal cu x la a treia plus 3x pătrat plus 4x minus 2. F derivat de x va face 3x pătrat minus plus 6x plus 4. Asta este f derivat de x. Dar acum f derivat de f la minus 1. Da. Deci, înseamnă că în loc de x pun f la minus 1 de x. Și zic acum, f derivat de f la minus 1 de x va fi egal cu 3 ori x pătrat ori f la minus 1 de x. Da. Deci, insist. E derivat așa arată, da? Da. C
ce înseamnă f derivat de f la minus 1 de x? În loc de x de aici, pun f la minus 1 de x. A. Și pe ăsta totul îi văd x în dreapta, pun f la minus 1 de x. Da? Vine 3 ori f la minus 1 de x totul la pătrat plus 6 f la minus 1 de x și plus 4, nu? Și atunci, identitatea asta de aici este echivalentă. Deci, identitatea de mai sus este echivalentă cu a scrie ce? 3 ori. 3 ori. F la minus 1 de x totul la pătrat plus 6 ori f la minus 1 de x plus 4, așa, totul de mulțit într-o paranteză dreaptă, cu cine? Cu f la minus 1 de x tot derivat. Așa, totul de mulțit cu f la minus 1. Dar ar trebui să fie acolat, după că avem deja o paranteză. Unde am? Avem aici, f la minus 1. Hai să zicem acolat. Da, dar să știi că se vede că asta a fost semnificativ, nu e un motiv de confuzie. Așa. Totul de mulțit cu f la minus 1 de x egal cu 1, da? F la minus 1 de x derivat, da, corect. Derivat egal cu 1. Și atunci, ca să îl scoți cu ăsta, ai nevoie să scoți cu ăsta, dacă așa avem la nevoie. Este asta mulțit cu asta egal cu 1, nu? De unde chestia asta va fi 1 supra toată șmecherea asta. Da. Nu, e bine ce spun. Da. Deci f la minus 1, de aici rezultă că f la minus 1 de x tot cu derivat va face 1 supra 3 ori f la minus 1 de x totul la pătrat. 3 f la minus 1 de x totul la pătrat, plus 6 f la minus 1 de x, plus 6 f la minus 1 de x, plus 4. 6 f la minus 1 de x, plus 4, da? Plus 4. Ei, ca să existe asta, derivata să existe, ar trebui să existe fracția asta. Și atunci ar trebui să fie diferențiată. Asta e, da? Deci există f la minus 1 de x derivat, dacă și numai dacă, există, dacă și numai dacă 3 f la minus 1 de x la pătrat plus 6 ori f la x, așa, plus 4, diferit de 0. Adică, da, de aici putem împărți printr-un... N-am prin cine, că e 3, 6 și 4, nu? Când e la asta? Ca și cum asta ar fi un A, adică e 3 A pătrat, nu? Da. Plus 6 A, plus 4, diferit de 0. Delta egal cu B pătrat pe jumătate, putem să luăm 3 la pătrat 9, minus AC, minus 3 ori 4, 12. 12 e mai mic ca 0, deci nu există A1, A2 reale, adică nu e niciun pericol vreodată să fie numitorul diferit de... numitorul să fie 0. Da. Totdeauna va fi mai mare ca 0, că nu există să fac variații, semn, n-am rădăcini, totdeauna spune semnul lui A tot timpul. Deci numitorul niciodată nu este 0. Tot timpul e diferit de 0. Înseamnă că rezultă de aici. Deci cum 3a pătrat plus 6a plus 4 diferit de 0, oricare ar fi a real, care e pozitiv tot timpul, atunci îmi permis să spun că de aici rezultă că există
f la minus 1 de x, totul derivat, există asta, f la minus 1 de x, totul derivat, și egală cu 1 supra 3 f la minus 1 de x totul la pătrat plus 6 x plus 4. Deci am asigurat că există. Da. Atunci există și în 6. Tu cereai în 6, nu? Da. În cazul în care există, să calculăm în 6. Deci în cazul în care există și noi am constatat că există, atunci f la minus 1 de x derivat în f la minus 1 în punctul 6, în 6, așa, f la minus 1 derivat în 6. Da, totul derivat în punctul 6. Am pus în punctul 6, să înțelegi așa aici, egal cu... Dar nu este doar f la minus 1 derivat? Adică mă refer la notație. Cum ați scris acolo, fără paranteză dreaptă, să puneți f la minus 1 derivat în punctul 6. Pot să zic și așa. E același lucru sau? Este același lucru. F la minus 1 tot derivat în punctul 6. Da. În punctul 6, poftim. Da? Și va fi egal cu 1 supra 3 f la minus 1 de 6. Nu așa? Da. Totul la pătrat plus 6 ori f la minus 1 de 6. Da. Plus 4. Plus 4. Trebuie să aflăm pe f la minus 1 de 6, da? Ca să pot să înlocuiesc aici. Practic se întâmplă așa. Prin funcția directă lui ce înseamnă funcția inversă unui număr alfa i s-a pus prin funcția directă elementul 6. Da. Da? Și prin funcția inversă mă duc la elementul respectiv. Deci f la minus 1 de 6 este egal cu alfa. F la minus 1 de 6 egal cu alfa. Și eu acum ar trebui să-l găsesc pe alfa acesta, da? Deci f de alfa egal cu 6. Deci, ca să-l pot găsi pe f la minus 1 de 6, da? Deci, atenție, insist aici. Prin funcția directă lui alfa, unui număr, i s-a pus corespondență, i s-a pus 6, da? Acum, prin funcția inversă, prin f la minus 1, lui 6 îi se pune alfa. Deci notăm f la minus 1 de 6 egal cu un alfa. Da? F la minus 1 de 6 egal cu un alfa. Și atunci ar vine cât? Egal mai departe cu 1 supra 3 alfa pătrat plus 6 alfa plus 4 și egal mai departe cu. Cine este alfa ăsta? Păi f de alfa egal cu 6 și trebuie să găsim pe alfa. Deci doar am relația asta. F de alfa egal cu 6. Echivalent cu. În loc de x pun alfa. Alfa la 3. Alfa la 3. Plus 3 alfa pătrat. Da. Plus 4 alfa minus 2. Plus? 4 alfa. 4 alfa minus 2, nu? Da. Egal cu, cred cu, 6. Da. Echivalent cu. Alfa la 3 plus 3 alfa pătrat plus 4 alfa minus 8 egal cu 0. Și avem ecuația asta de rezolvat. Chiar mai fabră? Sigur că da. Deci avem ecuația.
1, 3, 4 și minus 8, nu? Da. Și încercăm drept alfa divizorii termenului liber. Da. Care sunt plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4 și plus minus 8. Și hai să zicem că începem cu 1, da? Primul popoară, 1 și cu 3, 4, 4 și cu 4, 8, 8 și cu minus 8, 0. Deci, 1, 1, a mers. Și ca să nu mai pierd timpul, o egalez pe asta cu 0. Formez ecuația alfa pătrat plus 4 alfa plus 8 egal 0 și delta egal cu pe jumătate 2 la pătrat 4 minus AC minus 8 mai mic ca 0. Nu mai am rădăcini. Muncesc degeaba. Înseamnă că singura rădăcină alfa cunoscută, alfa egal cu 1, nu? Alfa egal cu 1 rădăcină. Și atunci mă duc în relația aceea care am stabilit-o, unde era, că mi-i trebuie alfa. Aici este, nu? 3 alfa pătrat plus 6 alfa plus 4. Nu? Aici, aici eram, da? Și egal cu 1 supra 3 plus 6 plus 4. 3 ori plus 6 plus 4 și egal cu 1 pe 13. Hai să ne întoarcem să facem un pic de ordine în mintea noastră ca să înțelegem bine problema. Deci, ce a spus ieșițiu? Se dă funcția așa asta, x la 3 plus 3x pătrat plus 4x minus 2. Și spune, în cazul în care există f la minus 1, derivata lui f la minus 1, calculează f la minus 1 în 6, în cazul în care există. Da. Și atunci, noi am plecat de la compunerea aceasta, totdeauna f cu f la minus 1 face funcția identică, deci f compus cu f la minus 1 aplicat asupra lui se face x. Da. Am derivat și în stânga și în dreapta, iar derivata compunerii, știm bine cum am spus mai devreme, este f din exterior spre interior, da? Și mă tot duc spre interior. Din f derivat de f la minus 1 de x, mulțit cu f la minus 1 de x derivat. Și de acolo am scos pe f la minus 1 de x, mi-a ieșit sub forma unei fracții,